Sigur că relația cu moartea nu este ceva plăcut. Nu este ceva dorit, și nu este ceva firesc. Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem și voi folosi un citat, o afirmație a unui părinte. Faptul că Moartea este cel mai măreț, cel mai realist și cel mai concret fapt cu care omul intră în contact și de care cei mai mulți dintre noi ne temem. Este afirmația părintelui Emiliano Simona Petritul. De ce ne temem de moarte? Ne temem de moarte pentru că moartea este ceva nefiresc. A intrat în om ca o lege străină, dușmănoasă și neprietenoasă omului. Cu toate acestea, este o realitate a existenței noastre. Mitropolitul Antonie de Suruj spunea că ne temem de moarte pentru că nu am înțeles-o. Și n-am înțeles moarte pentru că nu am înțeles viața. Cu alte cuvinte, atunci când luăm viața foarte în serios, luăm foarte în serios toate aspectele vieții, toate aspectele existenței noastre. Moartea, într-adevăr, este ceva dușmanos omului, ceva neferesc, cum am spus. Totuși, să nu uităm că prin moarte a trecut și Fiul lui Dumnezeu ca om, Fiul omului. De aceea spun părinții bisericii, și aici folosesc această sintagmă generală, părinții bisericii, pentru că sunt mai mulți care Afirmă lucrul acesta, că prin moartea Mântuitorului Hristos, și moartea până la urmă a fost ridicată la o anumită demnitate sau a fost ridicată la nivelul corespunzător demnității umane. Așadar, dacă știm că suntem oameni moritori, dacă înțelegem viața că este un parcurs către întâlnirea, marea întâlnire cu Dumnezeu, dacă înțelegem că moartea este trecerea unui prag din viața aceasta în eternitate, atunci moartea nu mai este fioroasă, nu trebuie să mă mai tem de moarte. Practic, ca să mă vindec de acest lucru, ar trebui să înțeleg sensul profund al vieții, sensul existențial, ultima destinație a omului, care este împărăția lui Dumnezeu, întâlnirea cu Dumnezeu și moartea este o trecere dincolo. De ce să mă tem de moarte? Mă trebuie să mă tem de răul din mine. Cine moare înainte de a muri, când moare, nu mai moare. Este scris pe, pe frontispiciul unei mănăstiri din Grecia. Adică am murit păcatului, odată cu botezul, am murit față de omul pătimaș și acum cresc, trăiesc, mă dezvolt și aștept să trec în împărăția lui Dumnezeu. Evident, prin acest prag, prin acest fenomen, care este totuși eliberarea de o viață nedesăvârșită și trecerea în viața desăvârșită.